Era o femeie deosebită și cum se cade, spun cei care au cunoscut-o pe Marga Barbu. Actrița avea o casă de vacanță în Poiana Țapului și venea când îi permitea timpul pe Valea Prahovei, pentru că îi plăcea aerul de munte și peisajul. Vestea că a încetat din viață i-a cutremurat pe vecini. Oamenii nu se așteptau ca actrița să fie răpusă de problema cardiacă și sperau că o vor întâlni cât de curând. Nu s-a întâmplat așa. Un om normal se purta normal, se ducea la magazin, se întorcea, nu făcea plimbări foarte dese, bănuiesc că și din cauza vârstei, că eu am cunoscut-o ceva mai târziu. Venea des la Bușteni? Nu chiar foarte des. O dată de două ori, chiar de trei ori pe an, mai mult. Locuia aici, în casa de față de acolo, locuia cu sora ei? Da, 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 împreună cu sora dânsă. Întotdeauna se plimba cu sora dânsă. Era deosebită. Da. Acum știați de mică? De mic. De mic, de mic. Uh-huh. Păi, de când am deschis ochii, am găsit-o aici. Și? Uh-huh. Cum se purta? Foarte frumos. Vă povestea din filme sau așa? Din... Mai puțin așa, dar când avea ocazia, da. Să rătrăgea la casă acolo tot timpul. Venea des la munte? Da. În fiecare an. În fiecare. Și acum am văzut-o mai mereu. Actrița Marga Barbu a murit la Spitalul de Urgență Floreasca din capitală din cauza unei suferințe cardiace mai vechi. Actrița a fost internată câteva zile încetând din viață marți la vârsta de 80 de ani, iar astăzi a fost înmormântată. Distribuită începând cu 1953 pe marile ecrane, îndrăgita artistă a devenit cunoscută datorită rolului Hângiței Anița din seria Haiducilor și al Agatei Slătineanu din seria Mărgelatu, dar și pentru rolul din Domnișoara Aurica. Președintele Ion Iliescu a decorat-o pe Marga Barbu în 2004 cu Ordinul Național Serviciul Credincios în grad de cavaler. Distinția i-a fost acordată ca semn de apreciere pentru îndelungata și fructuoasă activitate artistică și pentru talentul și dăruirea puse în slujba artei, spectacolului și a teatrului românesc.